Astăzi o să vorbim despre Ilaoi. Fizicul impresionant al lui Ilaoi este întrecut doar de credința sa neclintită. Preoteasa marului Kraken smulge spiritele inamicilor săi cu ajutorul unui idol auriu gigantic și le distruge percepția realității. Toți cei ce o pun la încercare pe vestitoarea adevărului lui Nagaborus află rapid că Ilaoi nu luptă niciodată singură, ci alături de zeița insulei șerpilor. Pentru toți cei care o întâlnesc, Ilaoi este o prezență impunătoare. Preoteasa este o femeie zeloasă, dedicată întru totul experienței de a-și trăi viața. Ea ce vrea, distruge ce urăște și se bucură de tot ce iubește. Pentru a o cunoaște într-adevăr pe Ilaoi, însă trebuie să înțelegi religia cărei și-a devotat întreaga viață. Nagaborus, zeitatea acestei religii, este înfățișată de regulă de un șarpe, ca un șarpe enorm, înconjurat de tentacule aflate în continuă mișcare, fără de început și fără sfârșit. Venerată în insulele șerpilor și numită printre altele șarpele mamă, marele Kraken sau chiar doamna din adâncuri, Nagaborus este zeița vieții, a furtunilor de pe ocean și a mișcării. Tradus literalmente, numele ei înseamnă monstrul nesfârșit care însuflețește cerul și oceanul. Wow. Religia lui Ilaoi se bazează pe trei percepții fundamentale. Toate spiritele se nasc pentru a servi universul. Toate ființele vii au fost înzestrate de către univers cu dorințe. Universul nu se mișcă spre destinul său decât atunci când ființele vii își urmăresc dorințele. Preotesele de rang mai mic sunt însărcinate cu întreținerea templelor, invocarea șerpilor sfinți și răspândirea învățăturilor lui Nagaborus. Ca păstrătoare a adevărului lui Nagaborus, rolul lui Ilaoi este acela de a servi, de a-și servi direct zeița, păstrând universul în mișcare. În acest rol, ea are două sarcini. Prima sarcină a păstrătoarei adevărului este să conducă războiul împotriva morților vii. Care nu mai fac parte din cursul firesc al universului și sunt considerați abominații în fața lui Nagaborus. Deși toate preotesele cred că nu-i trebuie să apere băștinașii de nopțile de groază, păstrătoarea adevărului trebuie să lupte direct cu cele mai puternice spirite și să alunge negura întunecată. Era negura albă, negura întunecată. A doua sarcină a lui Ilaoi este să caute indivizi cu potențial și să-i supună la provocarea lui Nagaborus. Aceasta este povara pe care o ascunde titlul lui Ilaoi. Folosindu-se de relicva masivă și sfântă pe care o poartă ochiul zeiței, păstrătoarea adevărului îi smulge spiritul din trup celui pus la încercare și îl obligă să se lupte cu ea pentru a-și dovedi valoarea. Face asta știind că cei care dau greș vor fi anihilați întru totul, fiindcă marele cred că nu suferă lașitate, îndoială sau reticență. Mamă, ce tare! Dar scopul ei nu e niciodată să distrugă. Cei care supraviețuiesc provocării sunt schimbați pentru totdeauna și de multe ori găsesc voința de a-și urma adevăratul destin. Deși Ilaoi este cea mai puternică și mai respectată păstrătoare a adevărului din ultima sută de generații, aparent e destul de bătrână, lucrul cel mai reprezentativ pentru ea este felul în care a ales să încalce tradițiile credinței ei. După ce și-a încheiat pregătirea de păstrătoare a adevărului, a ajuns fiind la apogeul puterii, Ilaoi a părăsit tempele aurite din Buhuru și s-a stabilit în mizeria portului Bilgewater din apropiere. Portul piraților este singurul loc din insulele șerpilor care le este permis străinilor, iar poporul lui Ilaoi îl consideră un loc fetid și ordinar. Gen, nu e ok cu ce credeai, cu ce se întâmplă acolo. Păstrătoarele adevărului de dinainte a ei au ignorat orașul și l-au privit pe străini ca pe niște ființe care trebuie în cel mai bun caz tolerate. Când a ales să ia pe cei din Bilgewater de nopțile de groază și mai mult când a hotărât că mai mulți dintre ei au suflete demne de marea provocare, Ilaoi a încălcat tradițiile de până atunci. În ciuda acestor lucruri, în oraș au fost construite doar câteva temple. Au avut privilegiul de a le călca pragul. Cu toate acestea, Ilaoi este cea care predică despre șarpele mamă maselor din Bilgewater, iar spiritul ei de necucerit a făcut ca religia ei să se răspândească și aici. Se zvonește insistent că Ilaoi ar fi frânt inima celui mai infam și mai setat de sânge pirat din Bilgewater, lucru care nu e o surpriză pentru niciunul dintre cei care au întâlnit-o. Felul ei grosolan de a fi ascunde putere, o inteligență subtilă și o încredere magnetică în forțele proprii. Mulți caută să intre în grațile lui Ilaoi și să o facă să se simtă binevenit în Bilgewater, însă toți se tem să fie supuși provocării preotesei Kraken. Nu există odihnă, noi suntem mișcarea din cele 20 de pilde ale lui Nagaborus. Și așa, Ilaoi a devenit Ilaoi.